Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de Alien Isolation, un joc survivor horror din 2014, dacă țin eu minte. Am văzut ceva gameplay acum ceva ani pe YouTube și am zis că vreau să-l joc și am zis că îl cumpăr, dar uite că l-a dat Epic gratis. L-a dat Epic acum vreo 2 ani și eu tot l-am în librărie. Și am zis să mă apuc de el, vreau să joc povestea pentru că știu că are review-uri bune. Și am zis că cu ocazia asta să și filmez pe YouTube, de ce nu? Am umblat eu puțin înainte pe la opțiuni aici, pe la setări, să calibrez aici eu sunetele, etc. Hai să dăm noi play game și start game. Bun. Dificultatea, știu că înainte era easy, medium și hard. Acum văd că s-au mai adăugat două dificultăți noi, însă noi rămânem pe medium. Nu suntem try harder, dar nici doar să jucăm povestea, avem puțin așa challenge. Așa. Cât de întunecat să fie? Nu vreau foarte întunecat, că știu că pe YouTube nu prea se vede. Cred că las așa. Totuși, eu oarecum aș vrea să dau foarte întunecat. Să simt și așa atmosfera aceea puțin creepy, horror. Ai. Se vadă bine pe YouTube. Începem. Să știți că n-am să vorbesc foarte mult tipul cutscene-urilor sau dacă explică pe aici ceva. Adică vreau să înțeleg și încălășim să înțelegeți și voi ceva. Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash, and Captain Dallas are dead. Membrii unui crew au murit, se pare. Cargo and ship destroyed. Navalul a fost distrus. I should reach the frontier in about 6 weeks. With a little luck, the network will pick me up. Dar doamna asta care ne vorbește acum aparent a supraviețuit. Last survivor of the Nostromo. Signing off. Alien Isolation. Ok. Ripley? I'm Samuels. I work for the company. It's about your mother. We think we may have found her, Amanda. A commercial vessel, the Anisadora, has recovered what we believe to be the flight recorder unit of the Nostromo. Deci persoana care ne vorbea nouă înainte era mama ei? What did it tell you? We don't know. The unit was taken to Sevastopol station. It's proprietorial material, so the company wants it to be collected as soon as possible. Sevastopol's a supply depot in the region. It's a permanent freeport facility. I know what it is. Transit's arranged. There's a courier ship called the Torrens heading out that way in 2 days. We're going to travel out. We? Me and another exec. And you, if you're willing. Look, Ripley, when this job came across my desk, I read the case history. I know why you're working in the region where she went missing. You're still looking, aren't you? Să înțeleg că se folosește de job să-și găsească mama. Interesant. If you want to come along. Maybe there'll be some closure for you. Suntem obligați să mergem, se pare. Dacă vrem să ne găsim mama. Ripley?
Unde suntem acum, e întrebarea. Ce e asta? Să-i dormitorul nostru. Și de ce n-am haine? Dați-mi niște haine, mă, să mă îmbrac. Ce e aici? Explore. Ok, deci hai să explorăm. Dar așa despuiați, adică... Bluză. Ah, bar, n-am ceva. Trebuie să ne luăm șlapii ăștia. După. Mergem și desculți. La lume așa. Ah, obiectiv get dressed. Păi... Hai să căutăm haine. Sper că nu s-a aruncat pe aici, pe jos. Nu știu pe unde merg acum. Avem hartă? O, avem hartă, aparent. E ceva pe aici. În față ne putem îmbrăca. Ne îmbrăcăm, zic. Așa. Ne pe ce lângă ceva, avem în toaletă. Asta ce-i? Duș. Băi, dar mă îmbrac. Mă îmbrac, mă spăl îmbrăcat. Vreau să mă spăl înainte, de asta nu mai prescap, dar știi ceva la asta. Asta așa. Ce avem noi aici? Așa salvăm jocul, aparent. Haideți să o facem. Am mare sensibilitate asta. Ar vrea puțin să o schimb, zic. Uite așa. Mai ok așa. Bun, ce trebuie să facem acum? Să explorăm parcă. Mă, hai să ne uităm de ce găsim aici pe naveta asta. Niște costume. Aici nu se deschide. Asta e pe jos. Fim atenție să luăm pe aici. O, uite, amicul nostru aici. S-a trezit mai de dimineață el. Ah, Ripley. Samuels, did you wake up early? Well, I don't really need as much sleep as the rest of you. I was just inspecting the Torrens facilities. El nu are nevoie de anonimă. I realize it's a very similar model to... The Nostromo. Yes, M-class. A later pattern, but close in spec. I've worked engineering jobs on ships like this. Of course. Is Taylor up yet? She's not a seasoned traveler. Hypersleep may have been punishing for her. Haven't seen her. I'll go check on her. Bun, am făcut și obiectivul ăsta. Acum cred că trebuie să vorbim cu cineva. Știi, avem aici spectru Taylor, deci o luăm așa și pe stânga. Haideți să facem subiectiv. Graficile ne arată rău pentru joc din 2014. E ok. Oricum știu că mai mult acum povestea face jocul. Și grafica, dar dacă n-are o poveste bună, degeaba. Ești pe Taylor. Ripley, it's certainly not good. I very much doubt it. Ce mâncăm noi aici? Sorry. Jucăm Macau, hai să jucăm Macau. I feel like death. I don't know how you people put up with hypersleep regularly. You get used to it. I don't do long haul very often. Most legal execs don't travel further than the coffee machine. I'm surprised Weyland-Yutani felt the need to send legal at all. The loss of the Nostromo and its cargo cost the company a lot of money. It's important we find out what happened. If I can close the case with a conclusive accident report, it'll look great with my superiors. I'm sorry. That was insensitive. I realize your mother has been missing for 15 years and you... It's okay. We'll both get what we want, right? 15 ani, mamma mia. Have you seen Samuels? He's probably been up for hours. Deci mama noastră lipsește de 15 ani. N-am mai dat de asta. Și acum, oarecum, pe misiunea asta ar trebui să mergem în zona pe unde ea era înainte sau ceva genul, n-am înțeles exact, dar da, urmează să vedem. Mai întotul prima. Bun, ce facem acum?
Dar mă ajută și ne holbăm toți? Asta o așteptăm pe el? Ca să ne holbăm împreună cu el sau ce? Hope you all had a restful journey. The Torrens is in very good order for an old M-class captain. She was a wreck when I bought her. Took a few years and a lot of contracts to refit. She pays for herself now. You said we're approaching Sevastopol Station. Are we docking? I believe your contact is Marshal Waits, is that right? I'll hail Sevastopol and arrange boarding with him. Good. Let's get this done. Don't worry, Miss Taylor. Routine. In and out. Connor, how are we doing? SMG loaded and calibrated. Approach vector locked. Prep comms so I can say hello. Channel open, Captain. Does everyone have their briefing documents? You can watch the approach on the monitors. Vedem unde-s documentele acum. Mișcă. Vai, ce frumos arată. Ți-ai ce de mic a fost pasionat așa de cosmos? Adică, n-ai ce zice, arată bine. Mai ales că vedeam emisiuni din alea pe National Geographic. Citiți și tu. Ei. Dați-mi și mie documentele. Ah, uite aici. Firele. Avem un cutscene. Can we see it? Switch to monitors. Sevastopol Station. Mergem pe o stație. Looks like damage. Punch up 74, tight angle. Looks like the dry dock bay is screwed. I can't bring the Torrens into that. This is a commercial vessel, Torrens, out of St. Clair, registration number MSV7760, calling Sevastopol Traffic Control. We're carrying three passengers on a Wayland. Yutani Bond, you're holding the Nostromo Flight Recorder Unit. We request immediate permission to transfer the passengers port side over. Clara treaba. Și noi trebuie să mergem acolo. The station's comms seem pretty screwed up, so I fitted Samuel's suit with a radio booster. I can only keep the Torrens in transit for 24 hours. You'll have heard from us by then. Mergem toți pe stația aia. Bine, ar fi genial. Dacă să fiu singur. Stand by. My contract doesn't cover bloody spacewalks. It's the only option. And it's perfectly safe if you do what I tell you. Trebuie să ai curaj din ala nebun să fii astronaut, sincer să fiu. Mergi prin cosmos pe acolo. Mamă mia. Deci ceva se întâmplă pe stația aia, dacă a fost o explozie, zic și eu. De puteți să nu se întâmple ceva rău? Ah, super, never mind, am rămas singuri, let's go. Și intrai și singur pe stația aia. Genial. Văd că sunt ceva din screen-uri între cutscene și gameplay. Nu e fluiditatea aia, ca în jocul ăsta, dar e ok. Nu e deranjant. Oh,
Nu-mi curios cine așteaptă pe stația asta, adică sper să mai fie lume pe aici, să nu fim singuri. Adică oarecum nu cred că sunt singuri, că când eram acolo nava noastră vorbeam cu cineva la stație, dar vorbeam și nu prea vorbeam. În fine. Obiectiv, find help. Ok, ok, hai să căutăm ajutor. Îmi dă jos costumul, acum să zicem că ne-ar fi putut proteja oarecum costumul ăsta de Sronau, dar nu ne puteam mișca rapid să alergăm pe chestii de astea. Așa. Sper că nu se vede destul de întunecat, adică eu văd bine. Registration point, dar nu vrem să salvăm momentan. Adică sper să nu dea crash calculator sau ceva, dar n-ar avea de ce. Hai să vedem ce ne așteaptă pe aici. Hai să ne întoarcem. Nu vrem să luăm pe acolo. Și de asta aleargă caracterul, nu zici că e beat. Și într-o parte. Avem parte? Da, nu prea avem. Cred că să explorăm stația ca să putem să deblocăm. Tot pe aici am. Puteam să vin și pe acolo. Așa, ia să vedem ce găsim noi pe aici. Avem din lootat în jocul ăsta? Asta mă întreb. Nu cred că putem trece noi pe aici. Pe unde eu acum? Pe acolo venea, nu cred că. Deci tu pe aici trebuie să fie ceva. Și alea nu se deschid. Oooo, vent! Oooo, mă simt ca în Among Us. Among Us, dar 3D. Sper să nu vine pe aici un alien, că ne-am cam dus. O, dar vezi că a fost destul de întunecat. Adică am văzut, aproape nu vedea nimic, nu știu ce ați văzut voi pe YouTube. Recomand să dați un numele mai mare dacă vă uitați. A, da, și să știți că jocul ăsta are o groază de jumpscare-uri, deci... fiți pe fază. Nice. Vedem ce găsim noi pe aici. Momentan nici urmă de om, nici de extraterestru. Da, văd că sunt țevi sparte, uite că ce avem aici. Terminal. Stai calculator din navetă. În ce an suntem aici? Astea nu prezintă nimic. Au, noastră s-a fost. Cutera. Hai să mergem. Vai. Speriat. Aia din stânga e viața noastră, acum am realizat. Văd că a scăzut. Măi, eu sper că asta trebuia să se întâmple. Adică sper că n-a făcut eu ceva rău. Noi de unde am căzut? Căzut de aici? Că văd sus nu-i nimic. Na. Hai să cercetăm în continuare. Cum e crouch? Am pe câmp. Trebuia să... Deci, m-am uitat pe astea numai la... Asta cum se cheamă... La controlul m-am uitat. Da, nu e greu. De obicei cam... Ori e shift, ori când control, ori că am astăzi un tunel de bază. Sper să nu cadă peste noi astea. Pe aici nu prea putem să o luăm. Search. Astea. Charge pack scrap. Ok, deci avem iteme de lootat. Nu știu ce am luat acolo. Poate să nu cred că putem să luăm, pe aici putem parcurge ceva. Nu. Hai să ne întoarcem. Că mai văzusem eu colțul ochiului. Că mai puteam să luăm pe undeva, dar am zis să iau tot înainte. De pe aici. Urmă de oameni este, că văd pe aici scris, graffiti. Oarecum grafic. Ce e aici? Ah, corect, corect.
Nu înțeleg. Keep moving. Ah, ok, ok, o luăm. Ne mișcăm. Nu ne oprim, că nu avem ce face. Te scutăm ajutor. Suntem pe o stație care... Nu știu ce se întâmplă cu ea. Citesc scrap. Radio frumos. Pornit. Deci... O altă dovadă că cineva e pe aici. Hello? Anyone here? Probabil niște extraterestri care ne așteaptă pe tavan pe undeva. Cine știe. Hai să ne uităm puțin. Noi am venit pe ușa aia, hai să ne uităm aici ce. Ah, perfect, avem nevoie de parolă. Restore power. Și asta cred că tot la fel e. Da. Deci trebuie să găsim, cred, un generator pe aici, pe undeva. Asta ce ar trebui să fie? Stai în stația pe care suntem noi acum, cam așa seamănă. Doar seamănă. Deci că e un oraș părăsit, dar într-o stație asta de cosmos. Use this terminal to update your map. Ok, ia să vedem aici. Așa da, așa da, avem ceva de blocat, însă cred că e și mai mare harta de atât. Doesn't anything here work? Pare că nu prea merge nimic pe aici. Da, trebuie să găsim generator până la urmă. Aici salvăm. Generator, uitați că am găsit aici. Haide. Da, cam greu până și generatorul ăsta. Deci că dau la drujbă. Am pornit aparatura, asta e bine. Vedem. Iar calculator de ăsta din anii... Calculatoare de-astea s-au ajuns pe lună. Nu prea vreau să stau pe să citesc. Salvăm un pic mai încolo. Haideți să vedem dacă am deschis vreo ușă. Noi am pornit lumini, dar pe aici, pe sus, nu avem lumini. S-au spart de toate. Încă mai trebuie să găsim oare vreun generator pe aici? Uite, am deblocat ușa asta. A, dar nu avem codul. Eu cred că e 1, 2, 3, 4. Nu. Hai să încercăm că poate bubuie ceva pe aici. Sau murim, cum ar fi să fie o capcană dacă greșim. Ar trebui să găsesc vreun cod pe perete pe aici. Că văd că e o groază de graffiti pe aici. Deci un help. Pe aici poate trebuia să mă uit mai bine. Dar calculatorul ăsta nu scrie că chiar bun e nica. The code is 0340, aparent era idiot eu dacă nu stăteam să citesc, uite acum nu mai mi-apare. A, ba da, deci 0340. Reminder să fim atenți la ce scrie în calculatoarele astea. Ca așa, parcă îți rămâneam blocat și trebuia să apelezi la YouTube, sfântul YouTube. Găsești totul acolo. Așa, deci, să zic că deja am uitat. 0340. Bun, așa. Ia să vedem ce e aici. Injector. Dar nu prea pare. Layer. Medkit, unde e medkit? A, ăsta e. Avem aici instrucțiuni. Iau. You have found a blueprint. A, e blueprint. Cum să ne faci medkit? Use Q. Spre look. Press Q to open the radial menu. Vreau să fac medkit. Nu înțeleg nimic. Apăs și o cilicărește. Ce e asta? Eu nu înțeleg nimic. Click here to craft the item. Doamne ferește. Flare. Ce fac? Ah, și ce fac flare?
Dar nu vreau să fac, vreau să fac un medkit. Dar ne mai trebuie ceva, cred că văd aici cu roșu. Nu știu ce e asta. Da, hai să nu mai am lune pe aici. A scrap și asta e tot. Un vent, ceva, să ieșim. Păi și noi ce facem acum? Să nu mergi calculator. De acum verific toate calculatoarele. Asta cam pare stricat. Păi și ce facem? Rămânem așa blocați? De pe aici cred că trebuie să facem noi ceva. În fine, hai să salvăm noi, că facem aproape jumătate de oră de clip și rămâne să continuăm data viitoare într-un episod. Momentan mi se pare interesant, adică cum ne-a introdus în poveste, sunt curios ce urmează, fiindcă am zis și repetă, povestea știu că e una bună și sper să vă placă și vouă. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să apăsați un buton de like și rămâne să ne vedem data viitoare. Pa, pa! We'll be right back.